Această dimineață vom încerca să aflăm mai multe detalii, care este postura corectă și, desigur, care sunt gafele cele mai întâlnite. Iar alături de noi este Igor Cambur, kinetoterapeut. Bună dimineața, bine. Bună dimineața, bine am găsit. Probabil cele mai mari gafe sunt acele plecări în față pe care le facem adesea, pentru că avem noi impresia că vedem mai bine sau ne concentrăm mai bine, sau modalitățile prin care încercăm să ne găsim o zonă de confort pe o parte, în încercarea de a ne lăsa culcați. Toată lumea face lucrul ăsta, pentru că eu l-am sesizat cel puțin făcând referire la colegele mele, cam toată lumea, cel puțin pentru puțin, adoptă da, o poziție de genul. Uite că vin un pic să fiu contrar cu ceea ce zici tu. Este important nu cum stau eu, dar cât timp stau eu. Da? Adică o poziție, cum ai zis tu, lăsat puțin pe cot, lăsat puțin pe spate, sunt niște poziții de relaxare în care corpul nostru își degajează energia acumulată, hai, stresul ăsta sau încordarea asta acumulată. Doar că dacă eu fac această poziție o perioadă mai îndelungată de timp, asta devine deja o obișnuință sau o adaptare a corpului meu la o poziție vicioasă. Și asta deja reprezintă riscul sau problema majoră pentru sănătatea corpului meu. De aceea, nu pozițiile stranii sau cumva caragioase reprezintă problema, dar timpul în care stau eu în această poziție reprezintă problema. Bine, dar nu ți oferă relaxare poziția pe care am văzut-o adineauri și în material, acea poziție la 130 de grade, dacă nu mă înșel la memoria, în care trebuie să stăm foarte drept. Nu prea pare relaxantă această poziție. Da, dar a fost menționat că trebuie să stai pe speteaza scaunului în 130 de grade. Dacă vrei, poți să-ți demonstrezi. Te rog, hai să încercăm, că avem și un scaun. E scaunul de la noi din birou, apropo, pentru cei de acasă, ca să cunoască informația. Corect, și să are menținerea sau susținerea spatelui, noi trebuie să ducem în primul rând bazinul până la marginea sau la vârful spetezii. Adică trebuie să ne fixăm bazinul bine în spetează. Și la ulterior te leași pe spetează. Și da? Așa ar trebui să stai mai mult timp. Da, asta ar fi poziția în care corpul se simte relaxat. Oricum, un pic trebuie să fie mai lăsat pe spate. Scaunul dat un pic mai las în față. Dar trebuie să, aici este ideea. Bazinul să fie fix de spetează. Și momentul 2 este poziția picioarelor mele. Dacă picioarele mele sunt în aer, ele mă trag în jos. Și eu sunt nevoit cadă înainte. Deci trebuie să dăm scaunul puțin mai jos. Da, hai să dăm puțin scaunul mai jos. Aici. Și asta ar fi poziția. Da? 90 de grade unghii genunchiului, 90 de grade unghii șoldului și spatele cât mai drept. Da? Și ușoară, hai să așa, ușor să ne lăsăm pe spate, în așa fel încât corpul să nu aibă stare de tensiune sau de încordare. Cât de important este scaunul pe care îl ai la birou? Este foarte important dacă petreci 8 ore pe zi pe el. Da? Doar că, iarăși, dacă petreci 8 ore pe zi pe el fără ca să te miști de pe el, e o problemă. Cât de confortabil sau cât de super n-ar fi scaunul tău, dacă stai 8 ore fără mișcare, e o problemă. Deci aici se recomandă pauzele active de 5-10 minute, la fiecare o oră jumate, 2 ore, da? În care noi scoatem corpul din zona asta de stagnare sau de insuficiență de mișcare, ceea ce ne permite să stimulăm cumva procesele fiziologice din corpul nostru. Da, mișcare ar putea fi o plimbare simplă. Da, o plimbare simplă, mă ridic, merg să iau un pahar de apă, fac o ceașcă de cafea sau chiar la locul de muncă execută anumite exerciții care să-mi permită cumva să miște articulațiile coloane vertebrale. Bine, pentru maturi, am înțeles, la o oră jumate, două ar trebui să facem acea mișcare de scurtă durată, cel puțin cât am putea noi, 2-3 minute. Pentru copii, ce recomandări ar fi? Pentru că ei stau cel puțin 45 de minute pe același scaun, în aceeași bancă. Da, dar nu degeaba stau 45 minute și au 10-15 minute pauză. Da? Adică concepția de ore sau lecții, cum a fost elaborată la școală, a fost și cu importanța mișcării copilului sau schimbul poziției a copilului. Deci și sunt 30-45 de minute durează o oră și deja o pauză în care copilul iese, se activează, mișcă. Și iarăși, cum am zis și mai înainte, e important perioada cât eu stau. Da? Dacă pune un copil, stă un an întreg în una aceeași bancă și își creează o poziție vicioasă, își privească doar în trei direcții, da, asta e o problemă care poate cauza anumite modificări sau anumite, hai să spun, deficiențe de postură, da, de deprindere greșite. De aceea și se recomandă chiar și pentru elevi, în perioada anului școlar, cât mai des să-și schimbe poziția în bănci, da, în clasă, ca să aibă diferite unghiuri de... Îmi dau seama că e de la caz la caz problemele de sănătate ce pot apărea în cazul în care avem o poziție defectuoasă, dar vreau să-mi spui care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite la persoanele ce lucrează la birou sau la copiii ce merg la școală și stau în bancă în poziții greșite. Ok, dacă vorbim de copii, astea sunt problemele ortopedice sau problemele de ținute, da? Cum ar fi cifozele sau hipercifozele, hiperlordozele și deja partea de scolioză, adică deviații a coloanei în
unghiurile sau în axele, da, cât spre o agravare sau spre accentuare acestei curburi. Da, și așa fiziologic le avem, dar patologia reprezintă o agravare acestor curburi. Dacă vorbim de perioada deja matură, da, aici sunt deja problemele degenerative a coloanei vertebrale, ce ar fi protruziile, hernii de disc, și deja, cum știm, un cuvânt mai cunoscut pentru noi este osteohondroza, da, sau ceea ce ar însemna un proces de degenerare a structurilor coloanei vertebrale. Într-un limbaj mai simplist pentru cei de acasă, pentru că sigur nu toată lumea cunoaște limbajul academic. Da, sigur, dacă vorbim îmbătrânirea, da, îmbătrânirea mai rapidă a coloanei vertebrale. Da, adică oricum fiecare dintre noi, asta este un proces fiziologic normal, ca noi să îmbătrânim, doar că în funcție de activitățile mele sau modul meu de viață, eu cumva stimulez anumite procese, da, sau invers, inhibă anumite procese. Dacă am un mod de viață sedentar, nu fac activitate fizică, nu am alimentație corectă, sunt un pic mai ponderal și lucrurile acestea cumva influențează negativ asupra stării coloanei vertebrale, asupra articulațiilor mele și automat procesele de îmbătrânire sau de modificare a structurii devin mai rapide. Și în loc să zic că am o coloană ca la unul de 20 și am o coloană la 30 ca unul de 50 și viceversa. Adică un om care are un mod sănătos de viață, are grijă de alimentație, face sport regulat, și are pauze active sau trebuie să-și mențină starea lui fizică într-o stare bună, da? Poate să zică că la 50 care are o coloană ca la 1 de 20. Este mult legat starea sănătății sau starea coloanei vertebrale sau articulațiilor mele, este legat strict de modul meu de viață. De asemenea și este componenta genetică, dar oricum modul de viață este dominant. Este alegerea noastră cum influențăm dezvoltarea ei și desigur apariția unor anumite potențiale probleme. Bine, pentru cei care muncesc la birou, am înțeles, ar trebui să stăm pe scaun. Deja am avut și o demonstrație aici de dimineață. Pentru copii, probabil, este aceeași regulă pentru cei care stau 45 de minute în bancă. Pentru șoferi, pentru că sunt persoane care urcă la volan și șofează pentru foarte multe ore. Bine, ar fi 8-9 ore maxim conform legislației și internaționale și naționale. Pentru ei, ce recomandări ar fi? Uite, dacă vorbim de poziții, iarăși, aceeași poziție rămâne corectă sau zic așa, cu minim încărcare asupra coloanei vertebrale, ceea ce am descris ceva timp mai devreme, da? Adică asta ar fi poziția optimă, da? Dar iarăși, fiecare are caracteristici lui individuale și factorul numărul 2 sunt pauzele active, chiar și același șofer are posibilitatea când merge la volan, se oprește la un semafor sau la o stație PECO, poate să stea un minut, două, chiar în fotoliul lui de la, și să facă niște exerciții, să facă niște întinderi, adică nimeni nu te încurcă să-ți dai scaunul puțin mai înainte, da, te ții de volan, chiar cât, nu știu, șofezi, că oricum dacă ești la un traseu lung, poți spui, așa, mașina să meargă într-un regim automat, da, și încerci să faci niște exerciții simple, da, sau niște rotații, pur și simplu. Ok, hai să încercăm, pentru că adineauri ai făcut o descriere a multor persoane care muncesc în mediul ăsta sedentar, pentru că petrec foarte mult timp la birou și poate nu au nici timp suficient pentru a face mișcări, pentru a merge la acea plimbare de 1-2 minute, pentru că au anumite task-uri pe care trebuie să le îndeplinească. În cazul în care suntem pe scaun, care sunt cele mai simple exerciții pe care am putea să le facem? Ok, hai să facem o mică demonstrație. Fiecare dintre noi avem un scaun, stăm pe un scaun, ne dăm la marginea scaunului, iar picioarele rămân cu contact pe podea, întindem maximal posibil în sus, încercăm să întindem pieptul în față, ulterior după care încercăm să ne prăvălim și să ne rotungim, să cădem pe spetează. Da? Și repetăm această chestie de vreo 10-15 ori, da? Întrucât încercăm să activăm mușchii spatelui și să mobilizăm articulațiile coloanei vertebrale. Și de fiecare dată încercăm cât mai mult și mai mult să atingem cu pieptul, parcă vrem să atingem podul cât mai mult. Okay? 10-15 ori. Al doilea, iarăși, rămânem în poziția asta de întindere sau de elongare și încercăm să facem niște răsuciri. Da? Ne apucăm de mânerul scaunului și încercăm să privim peste umărul nostru cât mai tare în spate. Pentru mușchii spatelui facem acest lucru? Da, sigur. Toate exerciții sunt pentru coloana vertebrală și mușchii spatelui. De asemenea, repetăm în fiecare parte câte 5-7 repetări, ceea ce ne permite iarăși un pic să detensionăm sau să mobilizăm articulațiile coloanei vertebrale. Să în aceeași poziție încerc să culeg merele din pod sau închipuim că suntem într-o livadă și culegem merele, facem niște aplecări stânga-dreapta, care iarăși activează musculatura și îmi permite să ieșim din starea asta de blocaj.
În cazul în care apar totuși problemele de sănătate, problemele la spate, trebuie să mergem sigur la un specialist, recomandăm pentru orice problemă de sănătate să faceți acest lucru. Și atunci sunt și cazuri probabil în care nu se mai recomandă munca la birou. Persoane care ar trebui să evite totalmente astfel de activități? Nu există așa ceva, iarăși. Deci aici deja și este rolul nostru ca kinetoterapeuți. Noi adaptăm necesitățile persoanei sau exercițiul fizic la necesitățile persoanelor și noi permitem ca corpul să se adapteze la ceea ce are nevoie corpul. Dacă tu chiar ai o activitate sedentară și ești nevoit, că asta este activitatea profesională, te hrănești, îți aduci mâncare pe masă, oricum noi ca kinetoterapeuți avem rolul să te învățăm cum tu să-ți ușurezi suferințele, cum tu mai repede să ieși din starea asta de durere și să-ți permiți să-ți revii mai repede în activitatea profesională ca să nu ai impedimente. Și vreau să ajungem la alte două momente sau posturi destul de confortabile. Prima dintre ele ar fi acea postură la birou. Să presupunem că stăm exact conform regulilor, drept, puțin pe spate, dar ținem un picior deasupra și mâinile pe picior. Nu știu, poate privim ceva, poate analizăm ceva, dar o facem pentru o perioadă de timp mai îndelungată. Este recomandată această postură? Nu. Iarăși, nu, dacă, cum ați menționat și mai devreme, pe perioadă de timp mai îndelungată, nu este recomandat. De ce? Iarăși, asta este o postură care pune anumite țesuturi într-o tensiune anumite și dacă stai mult într-o stare de tensiune, asta îți creează disconfort. Ca un simplu exemplu, aș putea să vă zic, ca cum te-ai așezat și stai în kilos 3, da? Parcă nu e o poziție grea, nu ți reprezintă nimic complicat, da? Dar când vrei să te ridici sau când vrei să faci după aceasta acest efort, simți durerea în articulații, simți disconfort în mușchi. Și așa și aici, adică având o poziție, da, de tensiune picior peste picior, care cumva acționează asupra articulației shoulder, asupra musculaturii din articulația shoulder-ului, iarăși putem la un moment dat să simțim anumit disconfort sau anumite deranjamente. În școli mai putem vedea și acea poziție în care și fetele și băieții, acum nu vreau să fac vreo discriminare, nici să generalizez că toată lumea ar face-o, poziția prin care poate că au și o postură dreaptă a coloanei, dar sunt cu ambele picioare pe scaune. Fie că sunt sub ei, fie că le-au poziționat cumva lateral, dar sunt picioarele ridicate. La fel, din ce îmi dau seama, nu se recomandă. Nu se recomandă dacă se face în timp îndelungat. Dacă facem asta cu o poziție de relaxare, nu este o problemă. Eu și personal am o poziție cu piciorul, mă așez de obicei sub piciorul sub mine, da, dar asta nu o fac pe perioada îndelungată, adică stau ore în șir, mă pun și stau acolo. Stau 10-15 minute, mă relaxez. Sau chiar după, de exemplu, fiind la birou, ai o postură corectă, cât n-ai sta, oricum la un moment dat simți ai nevoie să te relaxezi puțin. Da, te relaxezi, te lași puțin pe spate. Da, și asta nu este o greșeală, adică e ok, dar dacă stau așa 5 ore, deja e o problemă. Da, asta. Și acum să urmeze și o întrebare shakespeariană. A fi scaunul de birou cu rotile sau fără rotile? Asta cred că nu are nicio importanță. Nu are nicio importanță. Mai mult este mecanismul sau însă structura scaunului care trebuie să fie adaptată sau așa fiziologic mai aproape de către coloana vertebrală. Și scaunul pe care stați acum, cât de recomandat este? Este bun, nu este bun? În primul rând, speteaza nu este flexibilă și nu poți să te leși pe el, da? Ceea ce nu permite ca să relaxezi coloana vertebrală, că dacă eu m-aș lăsa pe el, da, el are tendința să mă apese în față, adică nu-mi permite să am acele 120-130 de grade care trebuie să mă las pe spate, da? Ele nu sunt, iar cel permanent sunt doar în 90, deci iarăși nu este confortabil. Și atunci se face o presiune pe coloană și pot, pur teoretic, să apară probleme în timp. Okay. Dar teoretic, iarăși, da. E o ipoteză. E o ipoteză, doar vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Cu drag.